Deci am primit ceva de la altă mașină, nu știu ce logic are. Bine m-am regăsit la un video foarte special pentru că astăzi o să facem primele modificări destul de mari la exteriorul mașinii. Astăzi o să montăm un eleron și o să montăm și niște aripi pe partea de dreapta și stânga. O să vedeți imediat la ce mă refer. Mă aflu lângă parcul Plumbuița. A trebuit să las un premiu unui abonat din cei care au câștigat la giveaway-ul cu Achiris. Sunt ca un moș Crăciun prin București, sincer, e super mișto. Mă bucur foarte mult că premiile astea au ajuns la cine trebuia, adică cel care a câștigat acum mouse-ul se juca de pe touchpad, adică sunt extrem de bucuros când aud treaba asta, că ajut oamenii cu niște periferice chiar super, super bune, adică next level față de ce aveau ei înainte. Dar hai să trecem la subiectul principal de astăzi. Hai să vă arăt cum se prezintă coletul. Cam așa arată coletul, este imens și cam așa arată spoilerul pe spate. Sper să fie întreg, asta e tot ce sper în momentul de față cel mai mult, să nu fie absolut nicio problemă cu el, pentru că încă nu l-am despachetat, dar se anunță un clip super șmecher astăzi, așa că nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi și să dați acolo pe butonul de like. O să vreau să filmez și reacțiile unor prieteni la modificări, deci o să fie mișto. Hai să ne punem în mișcare, ne vedem la garaj. Am ajuns la Loop Customs. Ia zi, ce părere ai de colet? Ce aici? Pară ceva? Bă, aici ar trebui să fie, cred că, spoilerul. Și aici, cred că, chiar nu știu ce e. Chiar nu știu ce e în chestia asta de carton. Două spoilere. Da, ar trebui. Ar fi mișto, ar fi mișto. Mai am o surpriză care o am să montez pe mașină. Stai să arăt. Bă, septembrie e ziua mea. Sunt foarte ușor de montat, doar așa am zis să le montez aici. Știam puține surprize pentru noi sau pentru tine? E pentru noi. Aici vin, nu? Da. Da. Nu, 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 pe aia, fix pe aia. E de protecție. Really? Îți arată bine. Sunt curios dacă ne iese montarea aia de spoiler, sincer. Am cel mai mare emoție acolo. Momentul adevărului, dacă e întreg sau nu, acum, da. Oh, avem și un lemn, facem grătar. Băi, acum trebuie să ne rugăm să fie întreg, că dacă nu e întreg, am venit degeaba. Până și cei de la poștă s-au mirat că a ajuns când au văzut cât de mare coletul. Avem poștă noi? Dar chestia asta, nu știu ce ar putea să fie în chestia asta, dacă acolo e spoilerul. Eu n-am mai comandat altceva în plus, nu știu. Păi și asta ce e? Hai că ne-am luat țeapă, cred că. Ce e asta? Auză, nichelată, frumos! Bă, dar asta chiar nu știu ce e. Asta unde vine? Nu cred, what? Sau... Da, mă, în chiar trebuie să vină. Sau pe față. Sau pe față, da? Sau pe față. Da, chestia asta, eu nu văd să fi scris acolo. Nici aici. Hai că încercă să ne dă seama ce... Ne-am trimis chinezii pe aici. Deci am primit ceva de la altă mașină, nu știu ce logic are. Dar ce e asta? Dacă nu ne dăm noi seama până la finalul clipului, să spuneți în comentarii de la ce credeți că spun chestiile astea, dacă cumva nu ne dăm noi seama. Îți vin așa aici, tăblițele astea, așa. Outlander. E Mitsubishi Outlander? Nu știu. Momentul adevărului. Yeah. Acum e momentul pe bune. Știi cât am așteptat după coletul ăsta? Cred că i-am dat în octombrie, înainte să vină mașina, cu vreo jumătate de lună. Ia uite, e gol. Pe bune? Nu este. Hai, că aici ai. Aici e, mă, spune-o. Da, mă, da. Nu cred că... Bă, dar era urât, mă, să nu fie. Mamă, deci eu chiar... Mă crezi că eu chiar credeam că nu mai e bine nimica. Deci noi pentru asta am plătit 80 de euro, ok? Pentru asta, nu știu, e... De carbon mat. Bine, bine? Ce zici? Da. Nu. Nu e îndoie, nu e nimica? Nu, e ok. Am primit... Am primit verificatul. Ne punem pe treabă acum, dar eu chiar nu știu ce să facem cu asta. Olex. Deci vine cu dublu adeziv pe interior, nu? Da, vine cu dublu adeziv. Ia uite, dublu adeziv, frumos, deja preaplicat. Ar trebui să fie destul de ușor din câte am văzut eu pe clipuri. Mai că o să fie nevoie să te ajut și eu sau... Da, chiar vine bine. Ia uite. Mamă, cât de mișto arată. Noroc că m-am gândit să apelez la băieții de la Loop Customs, că ia uite ce ne face Mihai aici cu ruleta. Păi, altfel nu pică, nu? Nu pică dacă nu facem cu ruleta. Pică bine. Le-ai desprins și din partea aia, nu? Nu. Așa, de aici tragi pur și simplu. Thank you.
Vedeți, așa ceva eu nu prea aveam. Ca să nu mai măsurați voi prea mult, dacă vreți să vi-l montați singuri. Da? 12? 12. Deci 12 ar trebui în fiecare parte, dacă cumva îl cumpărați separat. Am spus de pe AliExpress, 80 de euro, toată lumea am văzut că și-a luat de pe acolo, cei care și-au luat din România. Mai să-ți faci asta, negre, mă. Da, ar merge, nu? Te pot ajuta cu ele, dacă vrei. Dacă nu știi și n-ați văzut pe story, datorită lor, avem aceste poli super mișto pe spate. După cum vedeți, pe spate, pe lunetă și pe laterale, arată, am modificat mașina super mișto, mă. Auzi, cât de idiot era mea să le pun aici. Da, dacă n-am Tesla, eu am de-astea, diesel, tractoare, da. Direct așa, plug and play. Astea le puteam pune și eu lejer. Nici n-a respirat, ești nebun. Să-ți dea mâță. Gata. Ce să fac, mă, că am ajuns 10 minute. S-a rezolvat totul, ești nebun. Mie tot nu vine să cred că s-a lipit, așa vine totul regul, ești nebun. Deci chiar în momentele față trag destul de așa, destul de tare, un pic așa în sus, nu se clintește, chiar foarte bine. Trage mai tare. Nu, no, n-am tot vreo. Deci pe bune. Eu zic, no, bă, okay, să stai acolo. E ok. Poate să mai trece pe aici când ne apropiem de vară, să mai montăm niște folii, că le montează bine. Și, bă, ai și tu rezultat destul de bun, adică cam așa, încă o dată, rezultatul final, prin părți. La treaba asta e glisher, nu e nimica foarte complicat. Important era aici la spoiler. Și după cum se vede, dă foarte bine. Dai așa cu mâna, nu cade, nu se mișcă. Chiar bine. Și s-a lipit foarte repede, s-a mișcat foarte repede. Hai că nu m-a lăsat Mihai să plec până nu rezolv problema și de la numărul din spate. Dacă mă întrebați ce problemă aveam la numărul din spate, ei bine, la Tesla e un minus foarte mare. Pentru că se strânge toată mizeria și mereu după ce speli mașina durează câteva zile și tot te trezești că îți vine murdărie pe aici. Ce să mai am? Mai zi ceva. Și cu niște încălzire ca să fim siguri. Andrei, ești liber. Sunt liber la plecat. M-a lăsat. Ia zi ce s-a întâmplat mașina. Ai făcut-o Batman? Îmi place partea asta. Ai observat deja chestia asta? Da, chestia asta e foarte estetică. Deci arată super bine. E efectiv o chestie acolo de plastic care se lipește foarte fineț. Efectiv, arată bine, nu? Că nu mai vezi la nicio mașină. Da, nu prea mai vezi la Tesla să aibă asta și... Ia uite, Mirna. Oho, ce bine arată! Și ce bine arată și numărul, dacă te uiți, uite de puțin, nu mai are ramă acum. Ah, da, da. N-ai observat asta, dar observ direct. Nu da. Se mai strânge murdăria acum acolo, e perfect și uite cum arată asta. Știți? Mamă, dar știi ce bine se simte asta? Da, și stă, e țas rămas. Știi, acum e Tesla 2.0. Bă, bune! Mamă, e prea faină, e beton. A, uite. E frumoasă, e frumoasă. Am primit approved. Am venit la băieții grei de la Nexus. Ia, uite-mă. Salut. Bă, vă datorez niște punca, v-ați uitat. Ia spuneți, ce-am făcut la mașină? Chind ceva! E ceva exterior. Exterior? Spoiler. E pus sticker. Bun. Ați văzut? Bară față. Evacuare. Nu. Ce mai bun răspuns? Hai, vină cu aici, hai. E pus spoiler, bară, ceva sport, carbon, ceva 100%. Ia uștile, zice ce aici. Vezi ceva deja? Da, deja mi-a dat seama. Deci avem așa, haideți că vă fac o prezentare, avem astea. Chestiile astea. Și cum arată? Bine? Nu știu cum servezi. Fendere! Bă, sincer, cred că fendere, cred că se numește, nu știu exact. Genoflexiuni! Ia uite spoiler-ul. O, Andrei! Cum arată? Ce ne simți mașina? Nu fie să cred! Și un lucru care nu știu dacă o să dai seama, ia zi. De care m-am plâns eu că nu-mi place mie la mașină. Te-ai pus folii pe stopuri? Nu, ia zi. Nu mai știu, că m-am uitat la clipul tău, ai zis în clip? Bă, nu, n-am zis în clip. A, ia să ceva cu numărul, uite cum arată acum. A, uite cum arată numărul. Eu am zis la fel că te-am în față. Eu la ceva. Nu mai are ramă, mă. E lipit, mamă. E direct lipit, așa. Hai de șmichia să plec. Bine. Vezi, arată bine. Înainte rămânea mizeria aici și mereu după ce spălam, cădea mizeria pe aici. Preferatul meu e spoilerul. Dai să.
și după alele pe laterală, fenderele, da. Și după asta cu numărul. Arată bine oricum. Da, chiar arată bine. Pinte cu cum e? Băi, tare rău de tot. E bine rău pe bas. E bine? E bine? E bine rău, e bine, e bine. Da, guys, încă o dată mulțumim Look Custom. Cu drag, vă așteptăm și pe voi la noi. Eu am fost Andrei, alături de Mihai și noi ne auzim la un nou video cu Tesla. Vă pup, ciao!